În etapa a patra din divizia la handbal masculin, Universitatea Suceava a remizat pe terenul unei contracandidate la promovare știința municipal. Bacău scor 20 la 20, partida a fost una foarte disputată și echilibrată, miza jocului fiind foarte importantă pentru ambele formații. Băcăoanii au început bine desprinzându-se la 7 la 3 în minutul 15 și 9 la 4 în minutul 18 pe fondul unei apărări bune cu un tamaș în formă între buturi, dar și cu contraatacuri reușite. Sucevenii au revenit pe final de primă repriză încheiată de gazde cu un avans de două goluri, 11 la 9. Pe fondul numeroase lor ratări în situație de 1 la 1 cu portarul advers. Ale Băcăoanilor, oaspeții au egalat în minutul 45 și au luat conducerea pentru a doua oară în joc în minutul 48, 17 la 18 pe tabelă de marcaj. Băcăoanii au egalat la 18, sucevenii au luat din nou conducerea după care Cristi Bursuc a arătat un contraatac care îi putea duce pe oaspeți la două goluri după această fază. Finalul a fost pe muche de cuțit cu publicul băcoan în picioare. Juverdeanu a egalat la 19 din 7 metri, iar Gal le-a adus pe gaz de în avantaj în ultimul minut. Suceava a ratat apoi atacul, însă același Gal a pătruns în semn Micerc și a ratat golul victoriei. Mai erau 20 de secunde de joc și antrenorul Băcăuan avea cartonul de timeout în mână, dar a mers pe mâna lui Gal, sperând că acesta va înscrie. Nu a fost să fie, iar Cristi Bursuc s-a revanșat pentru contraatacul ratat mai devreme, a luat mingea din propria jumătate, a pătruns foarte repede și ușor și a marcat golul egalării cu 5 secunde înainte de final. Cum ne așteptam, a fost un meci greu și echilibrat în care oricare dintre echipe putea câștiga. Ei au avut un gol și atacul în final, dar noi am reușit să marcăm și să obținem o remiză, un rezultat echitabil după jocul din teren, dar care avantajează totuși Dobrogea Sud Constanța, a declarat antrenorul Răzvan Bernicu. Pentru CSU au evoluat Cristian Caciuc și Spiridon în poartă, Burla cu 5 goluri, Baican 4, Rareș Bursuc și Cristian Bursuc câte 3 goluri fiecare, Preda 2, Costea Velea și Petrea câte un gol, Aldica Vele și Olariu. În etapa viitoare, la Suceava poposește codașa clasamentului Cimentul Bicaz.